asta. Să trăiești, Da. Nu primiți, nu. La președinte, bine v-am găsit. Cine e membru PSD de aici? Nu contează asta. Vreau să știu, urmă, ca să fim corecți. Câți dintre voi sunteți membri PSD? Suntem cetățenii acestei țări cu toții, dar nu contează. Dar vreau să știu, măcar să știu corect, dacă discuție politică sau discuție cetățenească. Nu e o discuție cetățenească, domnule. Care nu e membru PSD de aici? Domnul prim-ministru. Sunteți, asta sunteți, sunteți toți colegi PSD. De aia vreau să știți că vă respect. Vă respect, indiferent că sunteți colegi PSD, în sensul că sunteți cetățenii acestei țări, eu vă respect și aveți din partea mea toată înțelegerea. Vreau să fim, cum să spun, cu cărțile pe față. Vremurile pe care le-am trăit, să știți că nu le putea nimeni evita. Criza asta care a venit în România, n-am adus-o noi. Baiul este că... Puteam veni mai devreme să vedeți câte mașini frumoase și luxoase au fost aici în față. Asta nu le-am evitat. Noi n-am nicio mașină luxoasă, niciun fel. Trebuie să știți că numai dacă facem ce trebuie, salvăm țara. Uitați-vă ce se întâmplă în Grecia, în Portugalia, în Spania. Asta e baiul, că peste toată lumea e greu și dacă face ce trebuie, uitați, acum mergem încetul pe creștere. Eu vă respect ca PSD-iști. Nu, 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 suntem oameni civilizați. N-a venit nici să vă frierăm. N-a venit nici să vă frierăm. Credeți că n-a venit pentru asta, Toma, este vă respect. Ascultați-mă, nu o secundă. Dacă e posibil. Nu, am vrut să știe ce de la televiziuni, că dumneavoastră sunteți membrii PSD. Nu, 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 mai nu, 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 aceasta. Domnule prim-ministru, eu sunt lucrător în primărie, sunt bugetar. Dacă e posibil ca eu la 39 de ani de serviciu, dacă e posibil ca eu să am 6.900.000 salariu net, e posibil așa ceva? Și poate vorbim țara să ne dea astăzi, atâta se poate da țara. Și vor veni și vremuri mai bune, domnule prim-ministru. Păi azi de la 1 ianuarie, 15% pe bursa, da. La anul viitor se revine la salariile tăiat. Dar ce la anul viitor? Domnule, la anul viitor e campanie electorală. 3.800.000 într-o lună. Un polițai comunitar. 38 de milioane? 3.800.000 lei vechi. 380. Atât, 380 de lei noi. Nici măcar vorba aceea, pensia minimă garantată aproape. Deci 3 milioane jumate. Nu știu salariul la care le referiți, că nu-l cunosc. La ce vezi să vine omul să ne spună. Dar ce pot eu să vă spun că de la 1 ianuarie au crescut cu 15%. În 2012 revin salariile, așa cum a fost înainte. N-au crescut, domnul Bogdan, dat înapoi 15%. Dacă atenție, nu ne-ați dat înapoi 15%. Dacă nu va veni salariul. Dar greșelile, domnule prim-ministru, noi bugetarii facem greșelile. Pensionarea au murit. Dar cu sistemul de sănătate. Salutări PSD-ului. Hai, Bobi! La fel de bine ca și noi, cum trăim noi, ăia de jos, talpa țării. La fel de bine să trăiască.
Păi blestem, bineînțeles că asta-i trebuie. Bine ar fi să stea de vorbă cu tata să-l întrebe cum se simte. Hai, poți mai. Ia zile, eu nu-ți văd. Pensii micșorate, salarii tăiate, tot no. Asta, de unde? Care are placa aia care pune placa aia? Avem tupeu criminalul la locul crimei. A intrat pe noi, ce spuneți care sunteți membri PSD? Să poate să-i primească înapoi. Fii cum el, dar i-a venit la ședință de PSD sau de PNL? Deci a venit, dar nu a venit. A venit, dar nu e aici. Aceeași bani. Sărăcia. Nu v-a promis nimic? O să fie mai bine cetățenii aici, pensionari și tineri și de toate felurile. Eu n-am venit decât ca cetățean, pentru că și eu suport la fel ca și ceilalți necazul care se cheamă ciuma portocalie, într-un cuvânt, altceva nimic. V-ați întâlnit cu premierul? N-am întâlnit cu premierul, am schimbat câteva vorbe, am spus treaba asta, dar să știți că n-a fost deloc impresionat. Dânsul o ține pe dânsului, aia care o știe. Cum am început de la Cotroceni. Atât. Spunem ceva, a zis și vă mulțumim că suntem. I-a spus modul în care se trăiește în România pentru faptul că toți avem aceeași dramă. Toți trăim sub nivelul anului 2008, cu cel puțin 50% ca și venituri, putere de cumpărare. Și ce răspunzi primii? Că s-au dat înapoi banii la profesori. Păi nu s-a dat niciun ban înapoi la profesori. De fapt, a crescut salariile. I s-au dat banii din 3 a 30% că s-au obținut, s-au reținut și s-a dat 15%. În 2012 o să primim salarii. 11%. Anul 2012, care e an electoral. Numai așa vrea să-și atragă iar electoratul, făcând măriri de salarii și de pensii. Pensiile nu s-au mai indexat, dar nu mai țin minte de când. Piața. Da, anul viitor, probabil că se bazează pe faptul că, în general, există și o mortalitate la cei în vârstă și poate că o să găsească resurse atunci, din ce nu să mai plătească pensii, să dea niște pensii mărite. Asta e cinism dus în ultimul grad, cinism. Să ne spună câți pensionari au mâncat 2 ani, 3 ani, 10 ani pensie și care n-a apucat să ia o pensie, unde sunt banii? Noi suntem francezi. Unde sunt acei bani? Noi suntem francezi ca să ajungem. Ce condiții de muncă poate să consume ceea ce a contribuit ca pensie de-a lungul timpului. Și pensiile la fel față de noi. El în timpul de viață rămas nu poate să consume banii aia. Unde se duc banii aia care rămân la stat? 3-400 de ce nu sunt bani? Pentru că se cheltuiesc prin niște lucruri care nu sunt. Și domnul? Căciolandinul, dar spuneți și noastră, unde sunteți ziariști? De la Agerbresc, Amelia Bigan. Mulțumim frumos. Da, da. Petra Lugamaie, la Petrie, la fratele meu. Fratele...